În cel mai scurt timp va fi creată o întreprindere de stat care va gestiona gazoductul Iași-Ungheni pe teritoriul Republicii Moldova. Guvernul a aprobat o rectificare în legea bugetului de stat pe 2014, prin care permite Ministerului Economiei să realoce din sursele destinate finanțării altor proiecte 8 milioane de lei, sumă care va constitui capitalul inițial al noii întreprinderi de stat. Întreprinderea de stat nou creată va gestiona doar partea de gazoduct care se află pe teritoriul Republicii Moldova.